Costumul de baie este, fără îndoială, piesa de rezistență a verii. Acesta poate fi purtat atât la plajă, cât și la o ieșire în oraș sau la o plimbare relaxantă. În câte moduri îl putem combina, ne spune chiar acum Ioana Vișănescu. Ce faci, Ioana? Bine ai venit! Bună, Cosmina! Bine te-am găsit, ce faci? Long time no see, nu ne-am mai văzut de mult. Cam, cred că 2 ani, nu? Aproape. Aproape 2 ani și astăzi văd că n-ai venit cu mâna goală, ai venit bine echipată. Aș vrea să ne spui, în primul rând, ce modele de costume de baie purtăm vara aceasta? Băi, eu am venit cu două tipuri de costum de baie, unul întreg, pentru că este mult mai ușor de asortat decât unul în două piese. Fie vorba între noi și mai ușor de purtat. Și iar și mai bine în el. Da, da. Și acoperă mai mult. Da. Ăsta este unul negru și bineînțeles că și se poartă... Și de piese. Da, se poartă foarte tare culorile puternice vara aceasta, așa că ăsta este într-o culoare puternică, într-un verde nebun. M-am gândit că se poartă culorile puternice, nu? Când ți-am admirat ținuta. Mulțumesc. Bun, cu ce începem? Spune-ne unde am putea să purtăm astfel de combinații vestimentare. Păi depinde unde vrei să mergi. Să zicem că vrem să mergem la un date. Ok. La restaurant. Pe malul mării. În oraș nu merge? Hai, merge și în oraș, eu am purtat. Ai purtat, da. Nu? Hai să zicem că începem cu costumul ăsta întreg. Deci mergem la restaurant, da. Costumul ăsta întreg mi se pare perfect. Apoi vii cu o fustă de genul ăsta, scurtă. O fustă scurtă. Bineînțeles că, na, să nu mergem cu fustă lungă la primul date. Și adăugăm peste un saco ca să nu fim prea dezbrăcate. Sacoul îl închidem sau îl lăsăm deschis? Nu, l-aș închide, l-aș lăsa deschis, sinceră să fiu. Bun. Îmi place ținuta asta, îmi place foarte mult sacoul și îmi place foarte mult această combinație negru cu auriu. Văd că ai adus și foarte multe accesorii la o astfel de ținută. Băi, aici nu ce accesorii purtăm? Aș pune maxim un lanț de genul ăsta, ca să nu încărcăm prea tare ținuta, pentru că... Să le arătăm și celor care ne urmăresc cam cum ar arăta... Pentru că dacă am încărcat prea tare ținuta, costumul de baie deja are elemente aurii, fusta are elemente aurii și atunci să doar nu încărcăm lanțul, prea tare. Da? Aș cercei? Pune doar lanț. Ar merge și cercei. Da, depinde. Dar renunțăm la lanț. Părul, poți să-ți pui cercei mari. Bun. Dacă vrem să mergem la o petrecere, cred că putem purta aceeași ținută, aceeași ținută, sau... Dacă date-ul merge bine, mergem și la un party împreună. Și atunci, păi, atunci trebuie să păstrăm costumul ăsta de baie. Neapărat merge cu acesta, da. Și zice că trebuie să ne schimbăm rapid. Dacă ar trebui să ne schimbăm rapid, mi-aș pune tocurile alea. Eu aș merge la un party îmbrăcat, așa, mi-aș pune pantofiștea cu toc. Bun. Uite. Pe care am putea să-i punem și la prima ținută, nu? Da, bineînțeles. Ne punem costumul de baie, pantofii cu toc și fusta asta scurtă, albă. Așa mergem la party, da? Da, și lăsăm mai mult piele la vedere decât la date. Bun. Uite, cu asta, că să zicem că e mai greu de asortat un costum în două piese. Chiar te rog să ne prezinți o combinație, da? Păstrăm costumul ăsta de baie, așa, și ne punem niște... Dă voie să te ajut, pantalonii. Da, ne punem niște bluși de genul ăsta boyfriend, okay. Pe care îi lăsăm foarte, foarte jos. Mie mi-ar fi plăcut, adică mi-ar plăcea să se vadă și partea de jos, adică slip-ul. Merge... Și nu punem nimic deasupra? Eu n-aș pune nimic. Wow, vrei să punem ceva? Ești foarte îndrăzneață, eu aș zice să ne mai îmbrăcăm un pic. Hai să ne punem un sacou, dar nu știu, merge și ăsta negru, uite, merge și ăsta cu buline. Ar merge acesta cu buline? Da. Nu, mi se pare foarte îndrăzneață. Combinație. Eu nu aș pune. Tu ai merge așa? Da. Hai, dacă merge. Tot merge, nu? Unde ai merge tu îmbrăcat așa? Oriunde. La un eveniment de seară. La un eveniment unde n-ai merge îmbrăcat așa? Dar nu aș merge ziua. Ziua niciodată n-aș merge așa. Mă îmbra mai mult ziua. Seara merge să... La o petrecere, da, cred că s-ar potrivi, dar la un eveniment mondan, de exemplu, ai merge îmbrăcat așa? Da. Da? Ești foarte curajoasă, îmi place. Dar noi cum facem? Să zicem că nu avem atât de mult curaj. Cum facem să ne dăm seama dacă vom combina aceste elemente corect și nu dăm dovadă de lipsă de stil? E și aceasta o mare ideea problemă. Ideea este că trebuie să-ți acoperi partea de sus atunci când nu ești sigură. Și mergi pe, pe un sacou. O geacă de jeans, de exemplu, și atunci nu o să mai fii atât de dezbrăcată și te simți și tu bine. Și se va vedea doar foarte puțin din sutien. Mă rog, la această ținută se vede tot sutienul, da. Ne acoperim cu accesorii, ce accesorii alegem de acolo. Ia, uite, iei toate lanțurile de pe masă și le pui pe tine și nu se mai vede. Și le pui pe tine și te-ai îmbrăcat, da. E perfect. Da. La ținuta asta aș pune ceva, uite, aș merge pe partea asta cu perle, pentru că tot se poartă. Mie și acesta îmi place foarte mult și cred că se potrivește acest lanț auriu. Da, 2 în 1, pentru că merge și la ochelari. Să le și suprapunem un pic, să le vadă și telespectatoarele. Și hai să zicem, uite, bine, poți să... Cred că ar mai merge ceva, nu? Da, poți să spui și pe ăsta, uite. L-aș pune și pe ăsta. Să fie cât mai multe, da. Exact cum spuneam, ne îmbrăcăm cu accesoriile.
Bun. Ce alte propuneri mai ai pentru noi? Să vedem. Varianta cea mai simplă când mergi la plajă, ți-e costum de baie, ți-e un caftan, ceva de genul, care e foarte fluid. Este și foarte romantic, așa. Și foarte boem, nu? Da, da, da. Da. Și culoarea e mișto. Apoi, uite, pantalon tot așa de in, pentru că se poartă foarte tare inul vara asta și aș merge pe combinația asta de costume de baie cu in. Ce geantă purtăm când purtăm și costum de baie? Alegem un claci elegant? Dacă mergem la plajă, dacă mergem la plajă și la ne luăm caftan, ne luăm o geantă din rafie. Seara și merge o geantă clasică neagră cu lanțuri aurii. Bun, am înțeles. Știu că tu ești pasionată și de make-up. Da. Și aș vrea să ne spui ce tip de make-up purtăm când purtăm o ținută, iată, care include costumul de baie. Make-up-ul meu, pe care îl port mereu. Al tău e cel mai frumos. Mi se pare că se potrivește la orice ținută. Uh-huh. Un smokey eyes sau, de ce nu, cozi cat eyes. Și părul cum îl aranjăm? Depinde cum, ce vrem să arătăm. Dacă vrei să arăți mai mult, îți prinzi părul într-un coc sus sau într-o coadă la spate, tip cal. Dacă vrei să nu arăți atât de mult, știi că mai acoperești cu părul părțile, niște onduleuri sau un păr drept, dat după urechi. Anul acesta am văzut că se poartă codițele. Da. Se potrivesc la codițele cu... Dacă ți faci orice ținută, bineînțeles că dacă ești pe plajă se potrivești, dacă ești într-un club. Chiar acum 2 ani am avut niște codițe în păr care au fost. Aș vrea, te rog, să ne mai prezinți o combinație. Mi-a plăcut foarte mult acest sacou. Asta de fapt, purtăm... este un costum. Și e super simplu. Ai un costum acasă, de genul ăsta. Da. Asta e un pantalon, partea de sus. Și ți-ai costumul ăsta negru, pentru că n-aș merge pe varianta cu verde la ținuta asta. Îți iei costumul ăsta cu negru. Da. Îți pui pantofii. Ții o geantă super mică, în care ții ca pe un telefon și cam atât, și cardurile. Și tot așa îl accesorizăm, nu știu, aș merge cu pe cercei ăștia la ținuta asta. Foarte frumos și acei cercei și să nu uităm de ochelarii de seară pe care văd că e acolo. Dacă nu este seară, e perfect. Eu aș purta, pentru că am vorbit mai devreme despre curaj. Pe zi merge, Uite, la un prânz, ochelari de soare, a schimba lanțul pentru că nu merge oranjul ăsta și l-aș pune pe cel auriu pentru că acesta care este și lanț. Care dintre ajuți, așa? Este și lanț și este și suport de ochelari. Mergere 2-in-1. Uh-huh. Bun, mai e vreo propunere pentru noi? Ce-am zis, poți să faci 1888 de variante cu un costum de baie. Important e cât vrei tu să arăți. Până la urmă, poți să mergi cu niște rochii fluide, știi, cum cele lungi, foarte lungi, și porți doar partea de... Sau cu fustă. Exact. Uh-huh. Tot așa, dacă vrei să te duci în zona de festival, îți iei costumul de baie, îți iei o fustă din aceea boho, mult mai lărguță, scurtă, îți pui niște ciocate în picioare, știi de care zic, și o geacă de blug și ai ținuta perfectă pentru festival. Îți mulțumim pentru sfaturi și pentru prezență și sper să ne revedem în curând. Și eu.